Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Veni să cred când am citit pe pagina de media că selecționata României este laudată pe site-ul UEFA. Da, ce s-a întâmplat? Și au făcut show de umor sau ce? De umor negru. Da, mă rog, laudele sunt, adică laudele nu sunt pentru selecționata de fotbal. E vorba de o relatare de la campionatul ăsta european, Under-21. Așa. 21, nu sunt pentru selecționata. Am ieșit pe ultimul loc la... Și fără niciun gol dat. Nu. Ci pentru corurile de copii din pauzele meciurilor de fotbal de la București și de la Cluj. Cantus Mundi. Da, Cantus Mundi și Madrigal. Fotbalul și muzica, scrie pe site-ul oficial UEFA, fotbalul și muzica joacă în armonie pe stadioanele din România. Bun. Deci zic să facem fanfară, frate. Fanfara națională de fotbal și cu fanfara aia îi bubuim. Îi bubuim. Serios. Așa, în ultimii ani, Federația Română de Fotbal, FRF și Corul Madrigal, Corul Madrigal au construit un parteneriat special conceput pentru a introduce un element artistic la meciurile de fotbal pentru a atrage un public tânăr, notează UEFA. Tinerii fiind fierți pe Madrigal și pe genul ăsta de coruri. Noi dăm ca proști Interstellar cu Alexia. Da. Când avem corul de copii Madrigal, am putea... Nu, tot respectul, adică, serios, oamenii sunt foarte buni. Deci, dar altfel îmi place că FRF-ul, bă, poate de-aia se concentrează pe altceva decât trebuie. Deci ei se concentrează pe cor, știi cât îți trebuie să te duci la cor, adică o grămadă de timp. Eu am fost la cor. Iată, asta eram așteptam, eram sigur, multe... trigger Luca. Știi, practic zici de cor, zi. Multe repetiții, mergeam și la aparatul copiilor. Ai văzut? Nu e ușor să știți. Da. Trebuie să faci vocalize înainte de fiecare cântare cu mame, mi, mom. Dar domnul oare, domnul Burleanu, se duce și verifică repetițiile? Adică mă gândesc dacă e FRF-ul. De ce nu crezi? Păi uite, a reușit. Deci în sfârșit FRF-ul a produs... Are cine să le verifice. Deci în sfârșit FRF-ul a produs ceva și este lăudat de UEFA. Da, dar nu e meritul lor. Hai România. Decât pentru colaborare. Cum da, i-a dus capul să-i aduc acolo, mă, cum? Cum în sfârșit? Puteau să aducă majorete, cum aduc toți, sau mai știu eu ce. Da. Emil Pantelimon, manager Madrigal, citat de site-ul UEFA, declară: muzica și fotbalul sunt cele două mari fenomene sociale care au potențialul de a schimba lumea. România doar muzica, aș spune fotbalul, a încercat și n-a ieșit. Să știi că Emil ne ascultă emisiunea și face și zacuscă bună. Bună dimineața, Emil. Și-a obținut așa, s-a lăudat ultima oară când... Felicitări pentru ce faceți, fără niciun fel de discuție. Bravo, bravo. Referirile noastre erau mai mult la fotbalul românesc, care se remarcă prin corul Madrigal. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.